Пас – это ЛДПМ-2. Другими словами, Майя Санду продвигает бывших представителей мафии, бывших представителей криминальных кланов во власть и делает это, как вам сказать, нагло, открыто, без церемонии, считая, что это и есть честные люди. Bogdan Țîrdea a mai declarat că Maia Sandu a angajat în administrația prezidențială în calitatea de consilier, dar și membri ai Consiliului Suprem de Securitate, foști membri PLDM. Maia Sandu, deci, a fost promovată de Vlad Filat, a declarat că devine partea echipei lui Vlad Filat, doamna Liliana Niculescu-Onofrei, a fost viceministru educației, promovată de PLDM. Un al doilea reprezentant, Igor Grosu, da, care astăzi este președintele fracțiunii PAS, tot a fost viceministru educației, promovat de PLDM. Un alt tânăr, Andrei Spânu, care a devenit, prin minune, secretar general a administrației prezidențiale, membru a Consiliului Securitate. Uitați-vă că el era președinte a organizației tineret PLDM. Privim mai departe, doamna Hanna Revencu. Și ea a fost promovată de verișorul său, Dorin Recean, în 2012, la data de 5 septembrie, în funcție de director la Centru pentru Combaterea Traficului Ființelor Umane. Deputatul a dat și alte nume din anturajul lui Filat, care acum au ajuns din nou cu funcții importante în stat. Bună oară, fostul liberal-democrat Veceslav Negruță, care a deținut funcția de ministru al finanțelor în cabinetul Filat în perioada furtului miliardului, astăzi ocupă funcția de consilier prezidențial. Actualul vicepreședinte al Serviciului de Protecție și Pază de Stat a fost anterior bodyguardul lui Filat, după care al Maiei Sandu. Vladislav Kulminski a fost consilierul lui Iurie Leancă, pe când acesta era membru PLDM, iar Liliana Polihovici a fost numită în funcție de reprezentant pe probleme de gen, în timp ce anterior a ocupat fotoliul de vicepreședinte PLDM și vicepreședinte al legislativului. Jurnaliștii postului nostru de televiziune au încercat să ia legătura cu șefa serviciului de presă al Maiei Sandu, însă aceasta nu ne-a răspuns la telefon.